Facem o mică paranteză, domnule Ceban, colegul dumneavoastră din partid, domnul Bolea, zilele trecute a spus la emisiunea Numărar că dacă Maia Sandu ar fi învins la prezidențiale, ea într-adevăr aducea în Moldova 30.000 de sirieni. Voi la partid chiar așa credeți? Bine, domnul Bolea are un simț al umorului, eu cred că rafinat, în sensul ăsta. Să nu interpretez cuvintele domnului.